Mi-e fericat, mi-e fericat. Pe o... Așa! Așa! Oh my god! Față! Dar asta nu înseamnă că sunt și ei! Îți place, Teo? E bine? E foarte bine! Hai că mai am puțin și e gata! Ce faceți, fetelor? Mă fac frumoasă! Vreau și eu, mare! Dar la urmă, de ce ne facem frumoase? Păi mergem la ziua Raisei! La mulți ani, Maria! O să ne distrăm acolo, dar trebuie să fim și frumoase. Fetelor, sunteți gata? Mai devreme, vă dorea să mai facem un challenge. Ce challenge visezi? Noi ne pregătim de ziua Raisei, ai uitat? Cum? Nu vreți să scăpăm de Skibidi? Suntem la 6-lea episod. Avem pregătite cel puțin 3 provocări. Nu vreți să ne mai jucăm? Challenge? Acum, tati! Eu vreau să scăpăm de Skibidi. Poate termin să o ondulez pe Teo până vine Skibidi. Skibidi, Skibidi. Toată ziua Skibidi. Fetelor, eu vă aștept. Vă așteaptă și mami. Veniți cât mai repede să scăpăm o dată pentru totdeauna de aceste personaje ciudate. Ce-i fragil? Fragilă e trecerea. De aici nu mai treci. Da, cea mai fragilă. Nu, voi nu mai participați. Înapoi. Vom scăpa de Skibidi și de celelalte personaje. Cameraman, speakerman, TV-man. Eu cu mami. Voi rămâneți acolo. N-ați venit de la început? Dacă noi am pregătit challenge-ul, doar noi ne jucăm. Nu pot eu trece? Bine. Wow! Nu cred. Dacă puneam prea jos, o sărea prea ușor. Prea sus, trecea pe dedesubt. Și așa a găsit o modalitate să intre în joc. Ia, dar să le vedem pe celelalte. Hai, tati, să ne apucăm mai repede de joacă. Altfel, vin toate și vor să se joace cu noi. Atunci, Teo, ai câștigat dreptul de a juca cu mami și tati. Eliberăm terenul pentru că avem nevoie de spațiu cât mai mare. Vom marca spații pe locul destinat. Cu o bandă adezivă avem 1, 2, 3, 4, 5 culori. Eu vreau galben. Să facem chenarele cu galben? Avem dispozitivul care ne va ajuta să trasăm într-o manieră cât mai rapidă. Ce e aia? O să vezi în curând. Vreau eu să fac. Chiar te rog, Teo. Hai. E pregătit! Și acum tăiem! La Maia cred că e să scoți scociul, asta de aici. Așa vom proceda și cu următoarea. Ce fain! Următoarea! Ți-am zis eu? Nu aveți voie! Cum credeți să venim și noi? Nu aveți voie! Vrea focul limbo! Care a trecut peste! Iar mara trecă prin! Să înțeleg că vom participa cu toții la această provocare. Ca să împărțim dreptunghiul, vom folosi verde. E cam strâm, dar merge. Una. Hai, Teo, te văd. O fixează tati. Hai, Teo. Bravo. Vreau și eu. Hai, mami, joacă-te și tu. Cam unde să mă duc? Nu bine ce-am făcut. Mai încearcă o dată, mami.
Da, nu m-am descurcat. N-am știut să o tai la final, dar următoarea mi iese. La fiu! Gata! Bravo, Bri! Ți-a ieșit! Acum eu! Și acum ce facem? Șotron? Niciun șotron. Vom folosi banda roșie pentru a face X-ul. În Roblox cu X-uri. 2 X-uri și... Challenge-ul e gata! Hai să vedeți cum încerc eu. Tam-tam. Luăm o mască. Punem și trebuie din minte 1-1-2, 1-1-2-1. Ca la poliție de două ori. Poliția, ambulanță și de toate. Și după aia încă 1-1. Facem proba. Proba. Avem și premiile. Avantaj celui care începe și câștigă primul, pentru că poate să-și aleagă. Ce facem dacă se calcă pe linii? Scrieți-ne în comentarii. Nu pe liniile roșii, ci atunci când sărim de aici aici, se calcă un pic așa, sau un pic așa, sau se un pic așa. Mai mult n-are treabă, da. Numai dacă calci X-ul. De exemplu, dacă se face așa, una, două, trei, e ok. Eu vreau să fiu prima. Eu sunt prințesa. Eu sunt... Prințesa adormită. Prințesa. Eu sunt prințesa adormită. Da? Ia uite-o și bucă-i faci, are roșie! Ok, sunteți pregătiți cu toții? Da! Eu sunt prima! Eu al doilea! Perfect! Dacă sunteți pregătiți, vă voi explica regulile jocului. Traseul va începe de aici, că tot ați memorat voi invers. Eu nu vreau tort vechi! În față! În față! Oh my God! Am pus lămâile. Cine calcă aici va trebui să lipă lămâia. Și marele premiu de consolare, hârtie igienică, pentru că n-ai ajuns nici măcar până la final. Tam, tam, tam! Nu țin minte așa. Acum! 3, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, nu, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Bine, bine, bine. O să cânt în timp. Se, că n-ai început din nou. În 3, 2, 1, start joc! 1, 2, 1, 1, 2! Stop! Erai jumate, jumate! Așa vreau tot să fac! Exact aici ai nimerit! Nu! Hai, Mara, trebuie să încerci! Ha, ha, ha. Nu ți-l pun pe tot așa, că s-ar putea să mai nimerească cineva la el. Și mai trebuie tort. Sau vrei să-l iau pe al tău din frigider, proaspăt făcut? Mai bine. Nu arată el tocmai frumos, că l-am făcut în 10 minute. Ce urâtenie! Îl tăiem, sper să arate mai bine. Puteți să-l tăiem acum? Să-l punem la premiul cel mai mare? Nu, după ce termină joaca. Nu, de da! Nu! Îl stai direct pe așa în frigider. Mai ales că azi mănânci tort la ziua Raisei. Acum e rândul meu. Și cine o ia pe Ari? Avem masca. Să o punem de acum? Eu n-am memorat deloc. No. Începem? În 3, hai. 2, 1 și... Am pornit bine? Da! Linia. Dar n-avem voie să zici. Cât de cât? Dreapta. Ok. Dreapta. Ok. Ai, cum ați minte? Acum să te vedem, nu te uita! Dreapta! Tam, tam, tam! Ia tort! Tort la ce l-ai pus strategic acolo? Toată lumea va călca în el, chiar dacă știe traseul. Pentru că fiind cu ochii închiși, nu apreciază bine distanțele. Ei cred că se duc la stânga, dar nu se duc la stânga. Calcă tot în față, care e într-un fel stânga. Ia mare! Așa! Yeah, am scăpat! Trebuia să nu mai zici dacă vrei să scapi.
puțină frișcă de aici. Și tu ai fost un gentleman cu mine la jocul trecut și nu mi-ai dat toată frișca în față. Dar asta nu înseamnă că sunt și eu! Glumesc! Hai să vedem pe Teo! Mi-e frică! Abia sunt eu, după Teo sunt eu! Eu simt la Teo pentru că am repetat de acolo. Avem masa așezată, bine? Să începem! Pe locuri, fiți gata! Start! Ia, tot s-a tăiat. 1 2 Hai! Tam, tam, tam! Oh! Păi, ești mi jumătate. Repetă. Nu. Reia de la capăt. Măcar atât. Picioarele au fost jumătate între căsuța cu X și căsuța fără X, așa că să o luăm de la capăt. Bine, repetăm doar de data asta, pentru că a fost la jumătate. Pe locuri fiți gata, start! 1, 2, 2. Bravo! Ce săritor face! Așa! Așa! Total, total! Teo nu a avut nicio scăpare de data asta, fără niciun dubiu. S-a dus la X! În mijlocul X-ului! Bravo, Teo! Teo! Avem ceva aici! Domnule cei! Așa că, Teo, nici tu n-ai câștigat. Din trei concurenți, nimeni n-a ajuns până la final. Da? O avem pe Bri! Eu! Ar fi tare ca să... Stai, stai că i-aș prepara masca dacă ați văzut. Tu te-ai atent și a tras urma până aici. Hai, Bri, să te vedem. Am plecat! 2 E bine! 3 Lasă, lasă! Lasă, lasă, lasă! Încă o dată, a fost pe mijloc, hai! Stai, așa să te pun unde trebuie, hai, hai, start! Start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cum? Și avem premiile aici! Ai văzut! Ai reușit, Bri, ești cea mai tare! Șmechera! Cea mai mică, cea mai bună! Hai, alege! Wow, în ce... În ce șpagat s-a așteptat? Ala, bala, portocala, cine mi-a furat banul? Până la urmă, tu pe care o vrea ea o alege. 1, 2, 3. Ca și la joc, chiar acum e lumea. Ca să le câștigați, trebuie să reușiți, fetelor. Mai e până veți câștiga, acum eu. Să-mi iau papuci să nu-mi iau. Nu-mi iau. Ba da, nu iau. Ca să n-alunec. Mi-am luat o mască. Acolo credeți că o să greșesc? Nu cred, pentru că e prea simplu. 1, 2, dă. De ce l-a spus acolo? Trebuia să-l puneți mai de la capăt. 1, haide mami! Cântecelul mare. 1, 2, 3, 1, 2. Buai, bravo! Și apoi în partea de două și-am terminat. Pac, pac! Mami, câștigătoare! Mami, și ea ciocolata cu portocale! Și e din nou rândul mare. Eu și Diana nu mai jucăm că am câștigat. Până câștigă, joacă și ei. Nu, mami, o singură dată mai avem șanse. Am rămas eu, Coari, Mara și Teo. E frică, e greu. Teo, dacă făcea din prima pasul cât trebuie de mare, câștiga. Ia aici! Când a trecut aici, a călcat linia asta. Dar ea s-a cotit corect, dacă făcea pasul destul de mare, câștiga din prima. Eu ar vrea prăjiturile! Trei rănușii. 1, 2. De ce te uiți? 1, 1, 2. Se uită, termină. Da, 1, 1. Vreau prăjituri! Acum tu, Teo! În 3, 2, 1, hai Teo! 2. Bravo!
3, 4, 5, 6, 7, linie călcată, setare, zeleurile. Și tati, tu ai rămas cu Eugenia dacă ajungi la final. 1, da, da. 3, vals, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gata, masca, Ari, începem. 3, 2, 1, start! 1, 2! Dar ce faceți voi aici? Ia-o de la capăt! Hai, tăiem și luăm! Știi cum ar fi trebuit? Cura viitoare îl facem mai interesant. Primul va avea un singur X. Când greșește, îi mai punem un X. La următorul, mai punem un X. Și tot așa. Una! 3, 4. E bine până acum, bravo! 5. Hai să te vedem. Ții minte, nu ții minte? 3, 2, 1. Crede și Ari de tine. Și ultima. A câștigat! Asta nu era. Ba da, era. Ba nu, nu era. Ba era. Era, era. Ariana, să vedem! Cine scrie în comentarii cei mai mulți X cu roșu din emoji? Să vedem! Tu ai pus, ai pus, ai pus like, te-ai abonat, te-ai abonat! Acum te abonezi, dai like și pui X în comentarii! Acum, acum, încă cum? Spam în comentarii cu X roșu cine vrea ca tati să mănânce lămâie. Eu zic așa, îi dăm și premiu Eugenia pentru că l-a câștigat pe drept, e singurul premiu rămas și așa a fost ultimul. Dar îi dăm să guste și lămâie, că ar fi păcat să nu se bucure de această pedeapsă și abonații noștri. Ce zici, tati? Mănânci lămâie? Ce am să fac? Mănânc lămâie. Și și cu coaja, că e bio! Și eu vreau! Da! Foarte bun. Îți lasă gura apă, doar atât. Scrieți în comentarii cui îi plouă în gură. Mami. Și acum să vă spun eu ce puteți face dacă aveți un cor în școală, atunci când corul cântă, dacă te duci în fața lui cu o lămâie tăiată, nu o să mai poată cânta niciunul, deoarece le se face apă în gură. Experimentați! Mara are cor la școală, pare va avea curaj să facă așa ceva. Sau cineva din școala mare care nu-i la cor, atunci când fetele cântă și băieții, că e mix corul, nu? Da. Aveți curaj să vă duceți cu o lămâie în fața lor? Aș avea, da, sigur, nu se întâmplă nimica. Ba da, îți se umple gura de apă și nu mai poți cânta. La 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 la. Eu pot să te întâlnim ce îmi stort lămâie în gură. Da, da, sigur. Următorul challenge e în formație. Se cheamă stânga dreapta. Dacă trece în spatele nostru. Întâi voi indica eu stânga dreapta în timp ce joc. Dacă eu greșesc și voi nu, ies afară și vă voi da indicațiile de pe margine. Dacă nu, primul care greșește va indica el stânga sau dreapta. Oh, ce vreau să indic? Deci poate ies eu prima asistată. Da, dar cine iese mănâncă lămâie? Oh, yeah! 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 Și la o lămâie. Fiecare în casa lui și eu zic, mami va da startul. Eu voi da startul, dar doar până iese cineva din joc. După aceea, cel care iese, ne va îndruma stânga dreapta. Atenție! 3, 2, 1 și... Dreapta! Stânga! Mara out! Out! Nu se leg, de ce? Pentru că nu stăm la fel! Apropo, camera n-a mers și nu am mai jucat odată. Iar Mara, pentru că eu zic dreapta, dreapta de două ori, cum am zis prima dată. Prima dată, hai Mara! Dreapta! Dreapta! Stânga! Dreapta! Stânga! Acum tati zice... Lăsați-vă tot pe mine, că mie îmi place. Dreapta! Stânga! Dreapta! Dreapta! Stânga! Dreapta! Dreapta! Am rămas noi două, Teo! Cam cu între noi e! Hai! Stânga! Stânga! Dreapta! Stânga! Dreapta! Dreapta!
Babie! Nu! Nu! Dreapta! Avem pe cameră! Dreapta! Ar trebui să grăbim un pic pasul, văd că nu mai ieșiți niciun. Stânga! Stânga! Dreapta! Stânga! Dreapta! 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 Stânga! Dreapta! Dreapta! Gata! Și asta e, să nu-ți pierzi echilibru și mi l-am pierdut și data trecută. Teo, care la prima rundă, când nu s-a filmat, a ieșit prima. Dar norocul ei a fost că nu s-a filmat. Te-a câștigat competiția. Da. Să dăm start celei de-a treia provocări. Eu mai vreau o dată, poate tu știi. Da, joc. Tocmai am vrut să explic următoarea rundă. Iar Teo a sărit 4 căsuțe. Nu cred așa ceva. Asta înseamnă că tati trebuie 5. Dar vom face în felul următor. Vom avea 4 premii. Și rele și bune. Dar jocul va fi jucat cu mască. Iar premiile vor fi puse pe careu după ce jucătorul își pune masca. Așa că degeaba are jucătorul 4 căsuțe dacă premiul cel bun este aici, la căsuța numărul 1. De aceea va trebui pur și simplu să intuiești unde este surpriza bună față de cerea și să sari. Ce punem, hârtie igienică? Și dacă ne pică oricare, ni-l dai în mână, adică ne dai ăsta. Dar ne speriem. Și ea tremură. Premii bune, bani sunt dulce. Perfect, eu sunt primul. Tata a zis că este primul. Eu a treia. El nu este fidel pe o mască. La fiecare rundă cu mască, el a schimbat masca. E mai bine așa. Mm-hmm. Teo? Mai ales când vezi. Începem? Nu, dar tu. În trei. Așteaptă, tati. Așteaptă. Îți voi da eu startul, dar întâi... Ce faci? Acoperă-ți ochii. Îți voi da eu startul, dar întâi... Așez primile fără ca tu să vezi. Așa bine. Că ia privirea înainte. Să vezi. El vede! El vede! 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 E tare interesant că pot să sar o singură pătrățică și să câștig marele premiu. Exact! În 3, 2... Mara, la picioare! Pot să sar? Da, tati! Sar! Dați-vă la o parte! Ne-am dat! Și... Încă o dată. Păi de ce? Pentru că ești fix pe o linie. Înapoi. Hai. 3, 2, 1 și... S-au stabilit. Ai fost exact între cele două. Ai călcat pe linie. Cred că ar trebui să stabilim o nouă regulă și o să joci și tu din nou, să luăm ori călcâiele, ori vârful în considerare. Voi ce ziceți, fetelor? Și să nu mai repetăm. Vârfurile, păi dacă ar fi după vârfuri, tati ia banii. Deci, îi dăm banii sau mai joc o dată? Mai joc o dată! Ok, mai joci o dată, amestec premiile și vedem. Dacă voi ați hotărât așa, scrieți-ne în comentarii dacă credeți că fetele au hotărât bine. Eu zic că e cel mai corect, pentru că n-am luat în calcul ipoteza ca cel care sare să fie fix la jumătatea liniilor. Repetăm! În 3! Nu, în 3, 2, 1 pun eu premiile! Nu! În 3, 2, 1! 3, 2, 1, start! Mare eștrea! Teo a procedat corect. Așa. E perfect! E gata! E gata! 1! Și... De nu trebuie să te uiți! Cum? Nu e bine? Da, dar vârfurile sunt pe linie. Linia face parte din care căsuța? Nu, eu zic că am... Nu, luăm căsuța completă. Deci, dulciuri! Să bună! Dulciuri! Următoarea! Nu cred! Teo a fost bună cu tine, Mara a fost să spună banii aici și aproape sărie aici. Dar noi am zis că Mara nu ești corectă și am fost acolo unde a vrut Teo. Pentru că eu am fost mai bună decât Mara. Să sare tati mai tare! Iar eu... Ok, pe o rândul tău, acoperă-ți ochii, eu amestec produsele. Să fim și noi buni cu Teo. În 3, 2, 1, start joc! Ha, 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 da? Chide! Nu cred!
Eu am crezut că te puneți aici. Să trim mai tare. Brita, nu fi supărat, avem câte un ban pentru fiecare. Mai punem un ban. E super. Mai punem o dată un bănuț, de fapt același, pentru că următoarea este Briana. Nu mai căutăm acum atâția bani, la final vedem câți au adunat și împărțim. La cei care au câștigat. N-are rost să-i punem la 4, doar cele 3. Acum, pe locuri. Fiți gata. Start. Ia să vedem unde a sărit Bri. Bri are și ea un ban. Briana mereu trișează. E mică, ce să-i cer. Ideea e că atunci când ne jucam cu Teo asemenea jocuri și era de vârsta Brianei, mulți dintre voi scriau în comentarii că trișează și ea. Nu trișa, doar că era mai mică și era normal să mai ajutăm un pic. Acum eu sunt sigură că voi aveți clemență cu Bri și nu vă supărați pe ea. Dacă și Briana a reușit să ia bănuții, hai să vedem pe Mara. Păi unde sunt banii? Briana i-a ascuns. Bri, unde sunt banii? Nu zic! Bri, unde sunt banii? Nu zic! Unde sunt banii? Nu zic! Dacă nu zici, mai vedea viola la aici. Vedeți că nu se face. Spadă la Mara Ștefania. Șantaj pentru frații mai mici. Așa zice ea că se face. Poftim bani. Sunt înăuntru. Stai că trebuie să fie aici. Briana. Ține de aici și trage. Ține toare. Nu. Briana, unde sunt banii? Hai să trage, Mara! Briana! Unde sunt banii? Haideți, fetelor, mai jucăm sau nu? Avem iarăși o petrecere la care trebuie să ajungem. Și iarăși suntem în întârziere, deja cu jumătate de oră. Bine, ia duc! Rândul mare! Să nu puneți la numărul 4, că eu nu pot să-mi sar până acolo. Ba poți! La clasa 7-a este săritura în lungime de pe loc și trebuie să ajungi până acolo. N-ajungi, nu câștigi. Sau poate cine știe? Hai, Mara! Închide ochii de desubt. Ține capul sus! Nu, păi așa vede. Acum să te vedem. În 3, 2, 1! Hai, Mara! Nu e bine, stai, că n-ai pornit de unde trebuie. Așa. Acum, pe locuri, fiți gata, pornește! Super! Perfect! Ai ajuns la mână! Da! Vrei o mână de ajutor? Da! Bate! Vreți să vedeți că o sper eu mai tare? Și rândul meu, te așteptam! Eu, așează tu! Bine? E bine! Și în 3, 2, 1, start joc! Uiteți-mă la linie! E bine! Aici? Da! Și! Bravo! Nu cred! Eu am crezut că am sărit 4! De serios? Eu așa mi-am luat avânt să sar 4! Nu cred! Foarte tare! Nu pot să cred că am câștigat banii! Chiar am ținut și mâna să nu văd nimic să fie pe bune și tot am câștigat. Oh, de ce ai câștigat? Voiam eu să câștig banii. Poftim, Mara, ții dau ție. Mereu părinții dau copiilor. Apropo, la voi acasă cum e? Acum să ne scrieți voi în comentarii care challenge-uri v-au plăcut mai mult, cele doar în familie sau cele băieți contra fete, pentru a ști cum ne vom juca în episodul următor. Dacă vor fi mai multe voturi pentru challenge-uri în familie, vom participa doar noi. Dacă vor fi mai multe voturi pentru challenge-uri cu invitați și în special băieți versus fete, vom aduce invitați și vom juca cu ei. Iar tu poți fi următor. Până data viitoare, v-am votat. Vlogul sketch-ul challenge-ul în continuare. Pa! Vedeți ce înseamnă să nu câștigi? Tot ești câștigat.